Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod super frumos cu 5M și cu Mafia. Sunt aici cu Anexis și o să ducem niște droguri. Toată săptămâna am avut aceleași episoade cu Mafie, cu nebunii, așa că dacă nu ați văzut episoadele de săptămâna asta, trebuie să le vedeți pentru că sunt cu droguri, cu mafioți, cu arme, ne urmărește poliția, era să ne prindă poliția. Am fost la sală, super tare toată săptămâna episoadele cu acest caracter. O să încerc să-l pun în thumbnail de fiecare dată ca să vă dați seama că sunt episoadele astea. Domnul, cum facem? Luați dumneavoastră o mașină, mergem împreună, cum facem? Și acum, băieți, ne pregătim să mergem să livrăm niște drogulețe. Niște droguri, dar să nu ne audă nimeni. Dai, domne, te sui pe mine cu bicicleta, domne. Mă vrei, domne, să dau fără cu bicicleta? Auzi, domnul? Da, domnul. Voiam să-i arăt ceva la domnul. Domnul cu bicicleta, am asta pentru dumneavoastră, domnule. Au, l-am belit-o. Ne urmărește, să știi. Ce are, Lamborghini sau ceva? Asta la semafor, am înțeles. E de la cuminte, tot și la. Hai că mă lua la drău deja. Să merg până la banc să-mi scop banii ăștia. Lasă banii acolo, domnul. Hai să mergem să livrăm, că facem de acolo bani. Eu îți dau astea toate ție, după ce le golești paletale, le livrezi tu și pe aia împărțim banii, da? Uite-l pe ăla să intre noi. Poliția! Mamă, m-am căcat pe mine. M-am căcat pe mine, frate, când i-am văzut. Bă, băieți, m-am căcat pe mine, am zis că ne prind ăștia. Mamă, am văzut trei mașini, am zis gata, frate, ăștia ne-au filat sau ceva. Bine că noi de-aia am stat cu minți acolo la, cum se numește, la sală, ca să nu mai avem probleme cu poliția, cu mafia, cu nebunii. Mai că Dacia se de-abia prinde, ce să ne mai ia? Stai liniștit. Băi, nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like, mă ajută foarte mult dacă susțineți. A, super, super. Nu știu dacă ai văzut. N-am văzut. Dacă susțineți seria asta cu GTA, băieți, lăsați și voi un like acolo, lăsați și voi un subscribe dacă sunteți noi, pentru a vedea și următoarele clipuri pe care urmează să le postez și pregătesc ceva bombițe pentru suma de 100.000 de abonați. Stați geană pe canal, spuneți-le prietenilor voștri despre canalul meu, pentru că pregătesc niște bombițe de alea. Și să vedem ce putem să învârtim pe aici. Ai, Dacia 1-4 rup asfaltul. Abia a plecat de pe loc. Ce e aici, poliția? Aici e camera? Aici sunt camerele și... Da. E, mă, uite-le, mă, și dacă le sparg eu odată și odată? No, e, nu merge așa. E, mă, deci acolo e camera, mă, băie, și te ia radarul, mă, n-am știut. Eu credeam că sunt camere de alea de rovinietă, domnule. Crezi că și? Știi ce e rovinietă, domnul? Da. Ce este? Adică știu că e cu, are legătură cu mașina, atâta. Păi da, dar... Ați văzut și acolo erau camere. Și în spate? Păi înseamnă că sunt pe toatele. Ușor! Hai că pântre aia nu încăpeam. Domne, aici era o bilă, domnul. Unde e bila de aici? Aolo. Ce bilă vă gândiți, domnule? E o bilă sus pe magazinul, trebuie să fie o bilă portocalie, domnule. Vezi că știu ce vorbesc. Uite ceva mov în partea, ce se vede în dreapta, în pădure, ceva mov, ce e acolo mov în dreapta? Ha? Vezi și tu? Sau iar am desfăcut? Păi dar nu te uita în cer, uite-te în pădure, domnul. Uite că sunt ceva mov pe acolo, în pădure. În dreapta, de tot peste lac. Nu-mi bad. Nu mai merge, domnule, mașina. Dai că merge. A, ba da. Hai să o schimbăm aici dacă putem undeva.
să schimb un canav în garaj. Ia, oprește un pic și deschide capota. Să mă uit un pic la aia. Deschide capota, domnule. Imediat. Ia vedeți. Ce i-ați făcut, aolo? Păi e... Domnul, e necată, domnul, e necată Dacia, să știți. Deci vă spun sincer, Dacia dumneavoastră este necată. Poliția, fugi, că vine poliția, fugi, fugi, fugi. E ca în droguri la mine, dă-i, dă-i, că-i poliția. Aolo, vezi cine e asta acum. Stați, domnule, că moare o bășină asta și moare. Mare. Hai să o luăm pe asta, altă, de asta. Dați măcar să-i fac... Făceți ideea, dă vă, mă vă, dă lă vă. Dar merge? Nu știu. Repede că vine poliția! Mamă, ne prinde poliția aici, am belit-o. Nu există, domnule, zice că nu există. Ați încercat dă e, dă vă. Da, toate. Hai, du-te aici să livrăm, merge așa cum e, să livrăm pe aici, că nu ne cunoaște nimeni. Crede că suntem NPC. Adică civili. Aici trebuia stânga. A, dumneavoastră, unde? Nu aveți tot aici să livrați? Hai că mergi. Aici am eu. Hai că după aia mă desuit un parte cealaltă și conduc eu. Mă, vezi că asta e poartă care se deschide dacă te împingi în ea, nebunule. De ce ai sărit-o? Te-am păcălit! Ce se împingea nebunul ea? Unde mai aveți, domnule, de livrat? Hai să-i furăm, hai să-i furăm BMW-ul ăsta repede. Nee. Uite, uite, că e poliția, poliția. Ce? Aici unde ați avut dumneavoastră. Mă întorc, mă întorc. Aici am unde ați avut ultima oară. Domnule, oare cât costă un pistol? Nu știu, domnule, de ce? Bă, nu și-a lăsat la mașina deschisă, bă, cu eu ciurdeam, bă, băieți. Nu mai am drog. Hai, suiete, 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 nu mai... Ce mi-arată cu roșu, domnule, mă prinde cineva, ce mi-arată? Livrăm niște drogulețe, bă, băieți. Ai și tu aici? Da, și avem aici, dar nu m-am droguri. Nici eu nu mai am, cred. Mai mergem să facem? Ar fi bine să mergem cu mașinile noastre, să punem și poliția. Ce? Poliția? Poliția, nu uite, uite față. N-au treabă cu noi, nu? O, nu, nu văd că nu. Ar fi bine să ne luăm mașinile, să-mi punem și în corp bagaj. Da, mă, dar alea se strică, n-ai văzut ce se strică. Du-te și ia una. Haide să o iau și să merg cu soarta. Taci că e filtru aici, taci din gură că e filtru. Alo, da, mamă. Noi, David, l-am înjurat, s-a înjurat, s-a înjurat. Hai, ieși din mașina. Să mă bandajeze pe tine. Da. Ieși din mașina, am spus. De ce mă înjuri? Stai, domnule, că vreau să văd ce zice. Da, vreau mă înjuri. De ce mă înjuri? Urcați aici, că vă dau eu. Bun, data viitoare nici când mai mă mut din paletă.
Bun, da, și nu m-am referat numai la unul. Dar nu merge, doar medic. Aaa, stați două secunde. Ia veți, ați primit acum vreun bani? Domnul, trebuie să mergem să mai luăm semințe și de alea, nu? Da, da, da. Uitați că vă pun acum pe GPS. Dar ne zic să mergem cu mașinile noastre, să mai punem și în portbagaj. E, da, mă, bine zici. Dar acolo nu avem garaj? Ba da. Unde trebuia să mergem? Aici, dacă nu mă înșel, nu? Ia vezi unde am pus eu. Metrică... Da, acolo. Acolo, acolo. Dar garaj n-avem acolo, vezi? Păi de-aia zic să ne luăm mașină de aici. De aici, de lângă... Ia aici un garaj aproape. Păi unde e? Că nu-l văd. Mai în față. Mai în față aici, dă-i cu spatele, întoarce-te. Dar mi se mișcă foarte greu cu ăsta, mult. Telefonul. Ce telefon ai? Din ăla, Nokia 1310. Păi vezi că dacă o să muncim împreună și o să strângem foarte mulți bani, mi dați mie și mi-au și eu un de-asta, un S10. Hai că da. Bine, avea mă duc. Domnule, acolo garaj pe... Domn, dar nu v-am zis să-mi ziceți unde e. Dar v-am spus, domnule. Nu mi-ați spus. Care e garajul ăla roșu? Da, 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 aici, la pe dreapta. Pe aici, pe aici. Da, să vedeți dacă pot să-mi scot și o mașină. Alo. Ah. Ce? Ce, domnul? Iar am mi s-a făcut ecranul negru. Domnule, iar cu verifică propagaj. Iuzi! Ce să fac? Ce să fac, domnule? Portbagaj, cât puteți scrie în portbagaj? Mamă, 75 de kilograme, e perfect, e perfect. Deci e perfect. Hai să mergem să luăm multă iarbă, multă alea, cărăm iarbă, cărăm de toate, hai să mergem. Hai, hai. Băieți, mergem să ne apucăm, aoleu, frate. Aoleu, stați, domnule, domnule. Ce ai pățit, mă? Trebuie să-mi fac plinul la Dacia. Eu am 47%, hai să facem plinul. Mă duc să trec să las și... Miroasea cocaină! Bam, bam, benzamină! Am missing toate, mă, lipsește o cocaină. Deci nu mai pot să iau nimic. Ce să pun eu toată asta? Să fiu curat, bă, băi, să nu mai am nimic la mine. Să n-ai băgarda cu ce să mă prind. Uitați să pun ceva. Animație. Ce mai am de pus? Unde era pe acolo, mă? Miroasea cocaină. Aveți bani de motorină. Eu mi-am băgat tot ce aveam în portbagaj, domnul, să poată să mă oprească garda. Singura problemă, da, pe care o am e că n-am permis. Nu, po, domnule, că zic că zic că n-am portbagaj, că am motorul în spate, că e de asta de curse.
Dacă nu-l deschid, mă cred, băieții. Hai să-i dau și eu full. Miroase a cocaină. Băieții sunt tot de vină. Hai băi să mergem. Gata mă, cancel. Cum îi dau cancel? Gata. Hai domnul să mergem. Hai domnul. Domnul, am vrut să văd dacă aveți piele înăuntru, nu vă supărați pe mine, să rămână. Eu n-am văzut că era bă, am vrut să mă sui în ea, bă. Hai de capul meu. Bă, băieți, eu n-am văzut că ăla e în mașină, frate, am vrut să mă sui înăuntru. Și nu știam de ce se suie în spate, frate. Ai de capul meu. Ce ăla, alo, alo. Nu că am vrut să... Bă, ăla n-a mai venit după mine, bă. Bă, l-am pierdut pe Anexis, bă. Ce ai făcut, mă? S-a dus pe scurtătură, mă, nu. Ce ați făcut, domnul? Domnule, că mi s-a stricat în mașină. Păi și credeți că ajungeți cu ea până acolo? Păi e aici de la de reparat. A, păi bagă-te și repar-o, că nu e. Dar cum ai reușit să se strice? Ai lobușit-o. Am lobușit-o. Aolo, stai ăla, bă. Aolo, nu e bine. Domne, hai că e ăsta aici, hai să plecăm, că vrea să ne facă ceva, sigur. Aolo, vine după noi, domnul, ai grijă. Aoleu, vine după noi! Opește farurile! Așa. Așa se transporta drogurile înainte, bă, băieți, cu farurile oprite, frate, conduceai, dacă știai drumul, doar cei mai pricepuși șoferi se duceau să livreze droguri, pentru că ei știau drumul, înțelegi? Mamă, ce e aici, mă? Filtrul de poliție. Filtrul de cafea. Mamă, ne urmărește ăsta, bă, băieți. Mamă, unde m-am băgat, frate, aici? Încerc să scap de el. Cred că a sunat la poliție, domnul. Ce să tu... Imaginați-vă că nu văd nimica, frate. Și suntem urmăriți ușor că pierd controlul la Dacione. Bă! Bă, am sărit din mașină, bă, băieți, bă. Bă, nebun sunt, bă, băieți, bă, sunt nebun rău eu, bă, băieți. Ăla ne urmărește, bă, băieți. Acolo nu ne ducem bine pe aici, nu ne ducem bine pe aici. Trebuie să ne întoarcem. Hai că l-am pierdut undeva, nu știu. Nu. Hai
Aproape îl pierduse, domnule. Aproape, da. Mamă, ce ceață e pe aici, băieți, uitați-vă și voi cum e, frate. Ce mistic e, o, ușor! Mamă, nu în apă, bă!